A fost și rămâne un simbol al Chișinăului cultural, un mare artist, o prezență admirabilă la toate evenimentele artistice pe care le înnobila cu harul și dragostea lui de lume. Ne amintim astăzi de maestrul Glebu Sainciuc. Este a 10-a toamnă de când a plecat la cele veșnice. Vechea căsuță a rămas la fel ca în timpul vieții celebrului cuplu de artiști Glebu Sainciuc și Valentina Rusu Ciobanu. Deși îi lipsesc fizic, spiritul distinșilor oameni de cultură dăinuie în spațiul încărcat de istorie. Glebu s-a născut în casa asta și a murit în casa asta. Și mama a venit încoace în 46 și a murit tot aici. Este continuitate, este trecere, este spiritualitate. Suntem în această oază a Chișinăului. Găsea loc pentru toți cei care veneau cu dragoste de carte, de cunoaștere. Glebu Sainciuc avea o calitate rară. De a fi fericit și de a-i face pe alții. Și de a se bucura. Nu știu dacă am întâlnit în viața mea un om mai nesupărat pe lume, poate vierul. Irina Șleahu a fost îngerul păzitor al regretatului cuplu. E foarte complicat să stai lângă artiști. Oameni foarte talentați, ei aveau legile lor, ei nu se dădeau cu lumea cum vroia cineva să fie ei, știți cum? Ei aveau părerea lor, ei aveau viața lor, ei aveau legile lor și asta tare era de admirat. După multe eforturi, familia a recuperat câteva spații din casa construită acum 110 ani de tatăl maestrului. Aici au fost expuse câteva lucrări ale lui Glebu Sainciuc. Noi am vrea să fie aici muzeu. Ca să fie muzeu trebuie să fie un spațiu destul de mare. O venit anul trecut cu propunere să facă muzeu, s-a vorbit mult, dar pe urmă a încetat totul. Foarte important de a înțelege că nu doar când se fac 10 ani, 20 de ani, 100 de ani de la trecerea în neființă, să ne amintim și să înțelegem cât e de esențial să se perpetue ceea ce a făcut Glebus. Prieten cu cineaștii, prieten cu scriitorii, cu artiștii plastici, cu toată lumea din jur. Atelierul maestrului a fost întotdeauna un centru cultural al Chișinăului. Iar Glebu Sainciuc a fost simbolul Chișinăului artistic. Duminică se împlinesc 10 ani de la trecerea în eternitate a maestrului Glebu Sainciuc, iar la 1 noiembrie, un an de la plecarea în veșnicie a Valentinei Rusu Ciobanu.